În urma descinderilor făcute în județul Suceava în dosarul de evaziune fiscală, delapidare, spălare de bani și tăieri ilegale de arbori instrumentate de Inspectoratul General de Poliție, au fost descoperite și ridicate 18 laptopuri, 62 de telefoane mobile, 20 de medii de stocare, o armă neletală deținută ilegal, 198.510 lei, 87.075 de euro și 100 de dolari. Anchetatorii au mai descoperit 70 de elemente de muniție deținute ilegal. Totodată au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale la legea numărul 171/2010 în valoare totală de 125.000 de lei, fiind confiscați 436,21 de metri cubi de material lemnos în valoare totală de 292.311 lei, 16.796 de bucăți de lambriu și 438 de bucăți de grinzi, transmite Inspectoratul General de Poliție. Anchetatorii au arătat că au pus sechestru pe 20.000 de metri cubi de material lemnos în vederea efectuării de măsurători de specialitate de către organele de control din cadrul gărzii forestiere pentru stabilirea prejudiciului cauzat prin activitatea infracțională desfășurată bugetului de stat și mediului înconjurător. Așadar, nu se știe încă dacă și cât din cantitatea respectivă provine din acțiuni ilicite. Ancheta vizează activitatea a două grupări care ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului, sens în care, în complicitate cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată parțial prin virament bancar, iar diferența nefiscalizată ar fi fost achitată în numerar prin intermediul unor persoane de încredere. Din cercetări a reieșit că banii rezultați din infracțiunile de evaziune fiscală ar fi fost introduși într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deținute de către alte societăți comerciale, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor.